Bine v-am găsit, prieteni, la o nouă ediție Drumul spre Paris. Această ediție este una specială pentru că ne aflăm chiar în baza de la Znagov și această ediție este dedicată unui sport care ne-a adus medalii, performanțe, multe victorii de răsunet la Jocurile Olimpice. Ne pregătim pentru Paris 2024 și evident că stăm de vorbă cu doi dintre cei care vor concura la Jocurile Olimpice din această vară. Îi am lângă mine pe Oleg Nuța și Ilie Sprâncean. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua! Bună ziua! Cum este aici, între două antrenamente? Vă simțiți obosiți? E ceva normal? Cum este atmosfera? E ceva normal să te simți obosit între două antrenamente, dar pentru asta și se face pauza, ca să ne recuperăm. Sunt și mai mult de două antrenamente pe zi, câteodată? Este la libera voință, dacă vrem, facem înviorare. Adică s-ar primi trei antrenamente. Seara sunteți epuizați sau mai aveți timp și de altceva? Suntem epuizați, de regulă da, suntem epuizați. Și cât dormiți într-o noapte? Dormim ca un om obișnuit, 7-8 ore, nu mai mult. Cum este în România? Amândoi sunteți din Republica Moldova, vă simțiți acasă aici sau într-o altă țară? Sau nu există nicio diferență? Eu aș putea spune că ne simțim aproape ca acasă, adică suntem aproape de casă, vorbim aceeași limbă, ne înțelegem cu toți colegii, cu antrenorii și ne simțim, per general, este totul foarte bine. Era mai important să concurați pentru Republica Moldova, avea șanse mai multe sau de ce ați ales România? Am ales România, în primul rând, ca să fim mai aproape de casă, și dintr-un simplu motiv că avem toate condițiile necesare pentru a arăta performanța. Ați mai fost ofertați și de alte echipe naționale? Nu am fost ofertați, a fost alegerea noastră. Uh-huh. Ți se pare România altfel decât Republica Moldova? Ai vorbit mai devreme de faptul că există anumite lucruri care se aseamănă. Ce nu se aseamănă față de Republica Moldova? Față de Republica Moldova, aici avem toate condițiile necesare. Plus la asta, nu știu, e o concurență, aș spune, puțin mai mare ca în Republica Moldova și, nu știu, parcă îmi pare că oamenii sunt mult mai bucuroși de rezultatele care noi le obținem pentru România. E un alt entuziasm. Da, parcă așa mi se pare. Cum a început Canoe? Canoe am început-o la vârsta de 12 ani, din propria inițiativă am văzut, mi-a plăcut foarte tare și am rămas foarte entuziasmat. Dar cum ai văzut? Ai văzut undeva la televizor? Ai auzit prietenii vorbind? Aveam un verișor care practica canoe și am întrebat dacă nu vreau să merg și eu cu el. Nu mi-au permis părinții din prima, fiindcă se temeau de apă, dar după asta am mers. Din ce localitate ești tu? Eu sunt născut în satul Mireni, raionul la Nenii Noi. Uh-huh. Suburbia Chișinăului. Și acolo există o apă unde se făceau astfel de antrenamente? Când am început eu să practic, existau. La momentul actual nu mai există. De ce nu mai există? Pentru că antrenorul s-a axat mai mult pe faptul ca să antreneze copiii în capitală, uh-huh, în Chișinău. Tu cum ai început? Eu am început ca noi întâmplător. Făceam alt sport înainte de asta, am început ca noi datorită unui prieten pe care eram într-o clasă la liceu în care învățam în Chișinău și datorită lui am plecat la canoe pentru că făceam lupte libere, am avut o mică traumă, nu mi permitea sănătatea să facă lupte libere mai departe și am decis că oricum vreau la sport, dar mi-am ales altceva. Și am mers direct la canoe, unde era cel mai bun prieten al meu din clasa în care eram. Dar, practic, începând din liceu, ai început foarte târziu acest sport. Am început târziu, din clasa 8-a eu am început. Și până atunci ai făcut lupte? Da, până atunci am făcut lupte libere. Și înainte de lupte ai mai practicat vreun alt sport? Doar acasă, când eram în satul din care sunt născut. Doar făceam diferite tipuri de sport, ca fiecare copil. Fotbal, volei, tenis de masă, făceam de toate, basket, adică nu. Din ce sat ești tu? Din satul Izbiște, raionul Creuleni, Republica Moldova. Practic, atunci când erai copil,
sporturile astea unde se făceau? Exista la noi aici în București, erau maidane înainte de acum 30 de ani. Acolo sunt săli, unde? Spuneai că jucai basket. Unde jucai basket? În sala din gimnaziu în care învățam. Uh-huh. Era o sală de sport și mergeam, erau pe ore cumva. Era de la ora 6, se începeau diferiți antrenori, veneau cu... cineva venea, avea o oră de volei, ora de lupte, ora de tenis de masă, la care eu mergeam la toate. De la 6 până la 9 eu terminam. Deci practic ai luat toate sporturile la Da, da, pentru că îmi plăcea practic tot ce făceam acolo, îmi plăcea sportul. Și luptele de ce mai mult ți-au plăcut și ai continuat? Mi-a plăcut foarte mult pentru că era, îmi părea un sport așa mai puternic, aș spune, parcă vedeam oamenii că sunt mai puternici la lupte, că sunt, nu știu, cu mușchi mai mari. Asta în viziunea mea când eram copil. Nu te ați avea și ora de box sau nu exista așa? Nu, în sat am avut doar, în satul în care eram, era doar taekwondo. Era ora, dar cumva era... Ca sport de contact, nu? Da, direct după masă. Ca sport de contact era direct după masa de prânz, dar eu mergeam acasă, făceam orele la școală, mergeam acasă, trebuia să mă ajut părinții. După ora 6 eu aveam cumva voie să merg la sport. Și până la ora 6 trebuia să-i ajut la treburile casnice sau erau și agricultură? Sau... Agricultură, treburi casnice, de toate, tot ce era, adică trebuia să fie și partea asta ca să-i ajut părinții. Agricultură, ce se făcea la tine? De toate. Se puneau cartofi, se făceau de toate, adică noi... Adică era o zonă în care apăreau mai multe legume, nu? Da. Roșii, castraveți, de toate, adică se făceau, se produceau, adică și părinții mei cultivau. Cultivă în continuare? Când te duci pe acasă? Nu, acum nu. Au un cetinit să fac chestia asta pentru că nici sănătatea nu prea le permite să muncească așa de mult pe câmp. Am înțeles. Dacă n-ar fi fost acest caiac canoe, cum ar fi fost viața ta? Te-ai gândit? Probabil... Oricum, m-aș fi ocupat cu sportul, fiindcă de mic copil, aducându-mi aminte, tot timpul eram ori pe terenul de joacă, unde jucam în fotbal cu băieții, ori în sala de sport adăugătoare de educație fizică, volei, basket. Uh-huh. Oricum, făceam un sport, dar asta m-a atins. Ai practicat și altă meserie în perioada asta? Nu. Uh-huh. Te tentează vreo altă meserie? După ce te lași de sport sau? Încă nu m-am gândit la asta. Uh-huh. Tu dacă n-ai fi fost în situația asta, ce meserie ai fi făcut? Sincer, nici nu știu. Nu m-am gândit la asta. Nu am nicio idee. Adică ce ar putea să fac? Adică eu am văzut doar sport. Pe sport. Doar sport am văzut și asta a fost totul pentru mine până acum. Deci nu m-am gândit ce fac dacă mă las de sport. V-au zis prietenii, rudele, cei apropiați, domne, nu vă duceți la caia ca noi? Sau v-au încurajat? A fost cineva care a zis, domne, luați-o pe alt drum, e prea obositor, s-ar putea să nu luați medalii? Nu am avut niciodată așa gesturi din partea celor apropiați. Doar când eram mic, undeva la 12 ani, părinții, ca și oricare părinte, își face griji pentru sănătatea copilului. Să nu cadă în apă, să poate ieși de acolo. Dar, pe general, nu, n-am avut așa piedici. E importantă școala, educația pentru voi? Eu cred că ar fi mai important decât sportul, școala și educația. Pentru că dacă ești înveți bine, la sigur să ai succes și în sport. Adică este o greșeală să neglijăm școala. Și tot ce învățăm acolo doar ca să facem numai sport. Și eu cred că asta e un factor important, să înveți bine la școală, să fii bun peste tot. Spune-mi, medalia este un obiectiv la Paris? Da, desigur. Adică nu există locul 4, locul 5, nu, trecerea de calificări? Există un loc în finală cât mai sus. Uh-huh. Un loc în finală cât mai sus? Da. Adică 3, 2 sau 1? Da. Nu există altceva? Nu. Pentru tine? Cum a spus, există locul 3, 4, 5, dar noi vedem locul 1, pentru că fiecare sportiv merge acolo doar pentru locul 1. Deja cum o să se primească, noi nu știm, vedem acolo.
Vă interesează cum sunt competitorii voștri sau nu vă uitați la asta, vă uitați doar la ce pregătiți voi? Îi urmărim pe unii din ei pe rețelele de socializare, dar în mare parte noi știm ce avem de făcut și ce ar trebui să facem pentru ca să avem cea mai bună formă la Jocurile Olimpice. Există anumite restricții în alimentație, în programul vostru impus de antrenor? Impus de antrenor nu există nimic ce ține de alimentație. Noi singuri ne interesăm și vedem după cum ne simțim noi. Gen, dacă eu mă simt bine fără, excluzând zahărul din alimentație, atunci eu îl exclud. Dar tot sunt perioade. De exemplu, cum până la jocuri mai avem încă o perioadă îndelungată de timp, nu este ceva strict ce am excludat din alimentație. Există și clipe libere și zile libere. Cum vi le petreceți? Mergeți în oraș, preferați să stați aici la bază? Care e programul într-o zi liberă? Într-o zi liberă este doar liber total, este duminică. Uh-huh. Într-o zi duminică noi de obicei ori dormim puțin mai mult, după aia iarăși ușor, ușor, adică liniștiți prin cameră, mai avem ce mai avem de făcut. După aia, da, putem să mai mergem prin oraș, poate pe la mall, pe undeva, ca să ieșim de aici din bază. Dar asta este doar unica zi, duminică. În rest, de luni până sâmbătă suntem aici în bază, nici măcar nu ieșim seara undeva. Adică suntem strict în regim. Există și pasiuni pentru voi? În afară de sport, nu cred că am ceva ce mă... Am văzut că Cătălin Chirilă e mare pescar și prinde tot felul de pești. Nu vă pasionează chestia asta? Nu, pescuitul, eu din mic copil am trăit departe de pescuit, el s-a născut undeva în Delta, cred că de asta și așa. Deci nu există niciun fel de pasiune, nu știu, filme, alte sporturi vă pasionează să vă uitați la anumiți sportivi? Filme, aș spune eu, per general. Ce fel de film? De toate. În mare parte iubesc ce țin de SF. Științifico-fantastic. La tine nu sunt filme. Mai vizionez și eu filme cu Oleg, suntem în aceeași cameră, dar nu aș spune că da, iubesc. Mai mult aș iubi, adică iubesc să citesc. Îmi iau o carte și cât am timp liber, puțin, mai citesc câte ceva. Care e ultima carte pe care ai citit? Acum am o carte din ce ține de război, de războiul din 1900, primul război mondial. Și este istoria unei femei care a trecut acest război. Apropo de război, vă sperie ceea ce se întâmplă în Ucraina și faptul că Republica Moldova este foarte aproape de această zonă? Adică vă preocupă? Desigur că ne preocupă, fiindcă avem acolo familie, avem pe cei dragi. Da, ne sperie acest fapt, dar încercăm să ne concentrăm pe ceea ce avem noi de făcut și să îndreptăm toate emoțiile încolo. Vă este dor de casă? Da, foarte. De câte ori ajungi acasă? Ai ajuns în... Păi odată la 6 săptămâni avem liber de etapă, atunci și mergem acasă pentru o perioadă de 3 zile. Deci asta e perioada noastră. Odată la 6 luni avem sfârșitul de etapă. 6 luni sau 6 săptămâni? 6 săptămâni, cer scuze, da. 6 săptămâni. Deci la 6 săptămâni vă duceți 3 zile și vă întoarceți. Da. Vă doriți mai mult să stați, nu? Când plecați așa sau e suficient? Ne dorim desigur mai mult, dar acesta este prețul care trebuie să-l plătim pentru a ne antrena și pentru a fi în cea mai bună formă posibilă la jocuri. Probabil după Paris o să fie o vacanță mai mare acasă, nu? Probabil, vedem ce spun antrenorii. Spuneți-mi, când vă duceți acasă, vă place ceva să mâncați din preparatele culinare de acolo? Da, eu iubesc clătitele. Clătitele, cu ce? Cu vișină. Dulceață de vișină, nu? Da, și cu banană. Și cu banană? Da. Am înțeles. Dar ceva special, nu știu... Sarmale mai iubesc. Da. În general iubesc ceea ce ține de bucătăria moldovenească. Îți place să prepar sau îți place să mănânci? Îmi place mai mult să mănânc, dar nu sunt împotrivă ca în procesul de preparare să particip și eu. Am înțeles. La tine? La fel și mie îmi plac clătitele. De fiecare dată când plec acasă, soția îmi pregătește. Deja ai pregătit tot clătite. Noi avem zeamă.
Zeamă e un fel de ciorbă, nu? Un fel de ciorbă, da. Zeamă se face. Ce fel de zeamă, te întreb acum, că sunt multe... Zeamă de pui. Zeamă de pui. Da, adică da. Puiul tăiat da, un și pus... Pui, da, tăiat și făcut, dar este diferit de ceea ce am mâncat aici în România. Uh-huh. Adică toate feluri de ciorbă care le-am încercat, adică nu se compară cu... Nu că nu mi-a plăcut, îmi plac și aici, dar cel mai mult îmi place zeama de acasă. Zeama de pui, dar în zeama de pui, fiind ciorbă, se pune zeamă de varză, borș? Borș. Se adaugă pune. Borș acru, da. Și acasă, când vă duceți în cele trei zile, ce faceți? Vă odihniți, vă plimbați, vă vizitați prietenii, rudele? Ce vă încarcă mai mult pentru a vă întoarce mai... În primul rând, eu personal mă strădui să petrec cât mai mult timp cu soția, fiindcă suntem departe unul de altul și încerc măcar cât de cât să recuperez asta. Mai vine și ea pe aici sau nu are da, voie? Da, mai vine și ea pe aici. A fost și ea în bază, a fost în stat câte o săptămână, două. Adică... Te ajută mult lucrul ăsta să știi că e cineva lângă tine, nu? Da, te încarcă foarte mult psihologic, în primul rând. Vă gândiți la o familie mai numeroasă pe viitor? La mine deja e o familie, aș spune eu, nu că numeroasă, dar deja am doi copii. Ai doi copii? Da, am doi copii. Și mai vrei sau... Cine știe? Nu știu, vedem. Nu m-am gândit la asta până când să-mi dea Domnul putere să pot să am grijă de acești doi copii. Am o fetiță, are 2 ani și acum am nou născut de săptămână. Să-ți trăiesc. Mulțumesc. La tine? Așteptăm, nu? La mine, nu. Vedem după Paris. După Paris. Așa, am vorbit cu soția și am stabilit că... Spune-mi, se întâmplă noaptea să te gândești că ești la Paris, că e cursa, că trăiești emoțiile respective? Da, foarte des vizualizez momentele care urmează să se întâmple în cap, le tot rotesc, adică gen, o fac foarte des. Și, în general, în visele astea, e de bine sau e de rău? E de bine. E de bine. La tine? La fel, trebuie să ne gândim numai la bine. Ați gândit pozitiv și atunci ați vizat frumos. Da, păi de asta și zic, dacă ne gândim la cei mai buni, sunt toate șansele să se întâmple fix așa cum vizualizăm noi. Adică dacă scăpăm un moment și un gând mai rău, ar fi... Dar totuși, ce vă sperie cel mai mult în ceea ce privește Parisul? Faptul că nu veți câștiga, faptul că ar putea apărea o problemă de sănătate? Care sunt temerile? Sau vă temeți de faptul că strategia, antrenamentele nu sunt întotdeauna sau n-ar putea fi ceva care să iasă pozitiv? Cel mai mult, nu aș spune că mă tem, dar mi-e îngrijă ca să nu ajung în forma mea cea mai bună la concurs. De asta mă tem cel mai mult. Dar mai sunt și cum am spus, că univa să mă îmbolnăvesc sau să am vreo traumă, ceva, adică iarăși asta tot e o frică de-a mea. Pentru că anul trecut, în decembrie, ianuarie, am avut o hernie de disc, care am avut practic 2 luni de durere. M-am antrenat în durere și în suferință, aș spune. Și acum ești bine? Acum sunt super bine, totul merge după plan, dar undeva poate te gândești că să nu se întâmple ceva de genul. Adică cumva asta ar fi o temere de-a mea. La tine ți-e frică de ceva? Pe general, cum a spus și colegul meu, mi-este frică doar de o traumă, dar... Nu știu, atâta. Nu este ceva de ce mi-ar fi frică. Adică tu crezi foarte mult în puterile tale și nu se poate întâmpla nimic. Da, pe general da. Sunteți credincioși? Mergeți la biserică? Vorbesc de mine, sunt credincios, dar la biserică nu am fost de mult. Dar te rogi înaintea cursei sau ai așa niște lucruri care țin de religie ca să te ajute? Mă rog, în fiecare seară, înainte de culcare, nu doar înainte cursii. La tine? Da, la fel și eu sunt credincios. Mă rog în fiecare zi în gândul meu și la biserică nu am fost de mult, dar nici nu am posibilitatea. Chiar mă gândeam zilele astea de biserică, că am văzut aici, nu departe, de Snagov, este o biserică, o mănăstire.
Și ziceam să-i spun Oleg să mergem împreună, poate duminică. Da, trebuie să vă faceți duminică, dar în duminică aia trebuie să vă treziți un pic și de vreme, că da, nu puteți să dormiți foarte mult. Da, da, e, nu-i nimic, asta nu-i, nu-i așa de greu să ne trezim mai devreme. Noi suntem așa mai matinali, nu chiar. În satele voastre, în comunitățile voastre, inspirați și alți copii să facă sport? V-ați gândit la asta? Probabil după ce îmi închei cariera de sportiv, aveam așa gânduri să promovez canoia în satul meu de Baștină. Păi da, dar trebuie și o apă acolo. Există? Există. Unde am început eu, se poate de... Doar că trebuie de arș, trebuie resurse financiare pentru a întemeia ceva. La tine? La mine eu cred că deja am influențat, am reușit să influențez ca după mine din sat, cumva au ieșit mai mulți sportivi de performanță, nu în canoe, dar în alte, la lupte libere a fost și biatlon. Biatlon? Da, da, da. Așa cum nu avem munți și nu avem multe săpadă, dar sunt. Există biatlon în Moldova. Adică. Da, da, sunt sportivi de la biatlon. Și concurează pentru Republica Moldova? Da, da, concurează. Chiar acum au fost la jocurile olimpice, dacă nu mă greșesc, pe tineret până la 19 ani. Au fost, și a fost chiar și o medalie, dacă nu greșesc. Da, foarte interesant. Pentru o țară care, da, da, care nici n-are acest relief. Da, da, da. În Republica Moldova, când vă duceți, dincolo de faptul că stați acasă cu familia, puteți să mergeți undeva? Adică vă place să mergeți undeva în altă parte în Republica Moldova? Republica Moldova, pe general, e micuță, dar e țară frumoasă. Când avem posibilitatea, mergem, că este cetatea Soroca, sunt vinării, beciuri foarte mari. Și când avem posibilitate, cumva cu prietenii ne adunăm, mai mergem. Dar acum, în ultima perioadă, suntem foarte ocupați, când mergem acasă doar cu familiile și nimic altceva. Nici nu reușim măcar cineva să vină la noi atunci când noi mergem acasă, pentru că nu avem timp. Ce e mai bun, vinul din România sau vinul din Republica Moldova? Vinul din Republica Moldova. De ce? Deja fiecare după gustul lui propriu, dar eu nu sunt fan ce simt vinuri, dar asta... Băi cât un pahar, nu? Da, rar de tot. Uh-huh. Dar ăsta din Republica Moldova e mai bun, după părerea mea. Care vin? Ai o sortiment? Eu cu soția mea iubim Moscato Rosé. Moscato Rosé. Tu ce vin bei cu soția? Nu prea bem vin, dar foarte rar avem un vin special, se numește Uneori vin, e foarte cum? Dulce. Uneori. Uneori? Da. Uneori. Da. De la vinăria Sconi din Republica Moldova, dar e un vin cu are alcool 7%, e foarte dulce și câteodată îmi permitem seara. Dar pe general în Republica Moldova sunt foarte bune vinurile, pentru că sunt, mi se pare că avem cel a doilea sau primul cel mai mare beci din Europa. Dar ăsta uneori nu l-am văzut în România, așa că nu cred că... Este de la vinărie, da, din vinărie din apropierea unde locuiesc eu. Uh-huh. Și nu chiar faimoasă, să spun așa, dar e foarte gustos. Când erați acasă cu părinții, făceați vin sau? Eu nu, la mine mama a plecat la o vârstă foarte fragedă, având eu doar 12 ani, a plecat peste hotare. Uh-huh. Ca să poată să ne întrețină. Uh-huh. Pentru că eu provin dintr-o familie foarte săracă. Uh-huh. Și ai fost și tu plecată cu ea sau tu ai rămas acasă? Eu am rămas acasă, am început să fac sport. Am înțeles. Și ea e în continuare, lucrează în străinătate? Da. Și ai timp să te duci, să o vizitezi? Nu am fost la ea, dar vine ea acasă. Uh-huh. În ce țară este? În Italia. În Italia. Viața asta de sportiv este una foarte dură. Ce vă doriți cel mai mult după ce se termină Parisul? Dincolo de faptul să mergeți acasă, să stați cu familia. Adică există un viitor și în sport după ce se termină? Vreți mai departe, nu știu, poate luați medalia de aur, poate nu luați medalie. Viața de sportiv continuă? La sigur continuă viața de sportiv, pentru că mai avem putere să continuăm. Uh-huh. Pentru că la bărbați în general,
cei mai în formă ajung la vârsta asta, 28, 32, 33 de ani, sunt cei mai puternici în toate, în toate domeniile. Și după sport mi-aș dori probabil să fiu antrenor, că eu cred că pot să ajut și am ce învăța foarte mult. Să... Vrei să fii antrenor în Republica Moldova sau vrei să fii aici în România? Nu știu, nu m-am gândit la asta. Unde ar fi o oportunitate bună și o să văd eu cumva ceva ca să pot să ajut pe cineva. Dacă nu o să văd asta, probabil nici nu o să mă apuc de antrenor. Te faci și tu antrenor sau nu? Timpul ne va arăta. Nu, timpul ne va arăta, dar pe general, cunoștințele care le-am acumulat de-a lungul anilor, aș vrea să le transmit mai departe, ca să nu mă duc în mormânt cu ele. Da, deci vrei să aștept să ce va fi la Paris și după aceea vedeți, nu? Dar e exclusă o variantă să vă opriți după Paris, dacă luați o medalie? Chiar dacă luăm o medalie sau chiar dacă nu de ei, domnul, nu luăm o medalie, noi cred că vom continua cariera noastră în sport. Adică vă considerați tineri în putere și mai sunt campionate mondiale? Da, oricum continuăm, da. Ați concurat și pentru Republica Moldova? Dacă am concurat? Da, în trecut. Am concurat pentru Republica Moldova și suntem campioni mondiali la tineret, campioni europeni. Dar nu am fost susținuți acasă în perioada aia, a fost o perioadă așa grea. Dar am concurat și oricum suntem mândri că am obținut medalii și pentru Republica Moldova. Am înțeles. De câți ani concurați pentru România sau de ce perioadă? Eu am 2 ani de când sunt în România, dar Ilie are 1 an. Deci tu ai fost primul care ai venit? Da. Și tu l-ai convins să vină? Da. A fost greu? Nu. Nu, pentru că pasiunea și dorința de a face sport persista și la el și la mine și nu am întâlnit careva dificultăți prin a ne reîntoarce. Mai sunt sportivi din Moldova care ar putea să ajungă în România? În sportul vostru, evident. Eu mi-aș dori să mai aduc pe cineva, pentru că acasă nu le ofer așa condiții cum sunt aici. Adică aici sunt condiții bune pentru a face un rezultat foarte bun. O pronostic pentru Paris? Deci, da, mă abțin și eu. Vreau... Stai superstițios și știți că să fie ceva. Da, mai bine... Mai bine să dovedim ceva acolo decât să spunem acum ceva. Dar sunteți optimiști. Da, sperăm să fie bine. După ce veți lua medaliile, ne întâlnim tot aici să mai facem un interviu. Promiteți? Doamne ajută! Da? Doamne ajută! Mult succes! Aceasta a fost emisiunea Drumul spre Paris de astăzi, dedicată unui sport care cu siguranță ne va aduce medalii. Pe lângă Cătălin Chirilă, avem și alți sportivi cu mari șanse la medalii. Până joia viitoare, toate cele bune!